vă mulțumesc că ne sunteți alături, că suntem astăzi împreună într-o zi foarte importantă pentru noi, într-o zi în care sărbătorim drapelul național, care este unul dintre cele mai prețioase însemne ale noastre, ale României. Vă spun la mulți ani tuturor de ziua drapelului național și să fim mândri că avem un asemenea drapel pe care îl prețuim, inclusiv acum, după integrarea noastră în Europa. Am observat că la foarte multe evenimente oficiale, drapelul nostru se află alături de drapelul albastru cu stelițe galbene al Uniunii Europene. Alături de mine, în conferința de presă de astăzi, se află domnul președinte al Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac. Vă mulțumim pentru prezență, domnule președinte. Se află domnul secretar general al Partidului, Ionuț Simionca. Se află domnul președinte al organizației PMP Giurgiu, domnul Sile Copzaru, doamna președintă a organizației PMP Mehetinții, Ramona Cupă. Acum a ajuns și domnul președinte al organizației PMP Gorj, Nicolae Davidiu. Tocmai acum a ajuns. Se află colegii noștri, colegul meu Cristian Zavracu, președintele organizației și consilierul Poiana Mare, doamna președintă de la municipiu, dar pe noi ne mai cunoașteți, ne mai știți. Domnule președinte, aveți cuvântul. Doamna președintă, mă bucur că am revenit din nou la Craiova. Am venit cu un motiv foarte precis. Astăzi avem o ședință importantă cu colegii aleși locali din regiunea Olteniei. După cum știți, PMP a trecut printr-o serie de transformări, dar cel mai important aspect este că echipa noastră a rămas unită și încrezătoare în șansele pe care le are. PSD și PNL, cred că tot la Craiova făcusem o glumă neintenționată când am spus că Marcel Ciucă sau Nicolae Ciolacu sunt un tandem politic foarte interesant, dar lipsit de viziune și de performanță politică. Dintr-un motiv foarte simplu. Știu că domnul președinte Ciucă este de aici, de la dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că îl putem scuti de lipsa de performanță politică. Și-a încheiat cele 18 luni de mandat, dar când tragi linie, nu prea pot spune ce realizări majore a avut în calitate de prim-ministru. Și tocmai lipsa aceasta de performanță a născut o serioasă neîncredere a cetățenilor în toată clasa politică. Nu am nici speranțe mari că actualul prim-ministru va fi capabil să înregistreze ceva progrese în ceea ce privește dezvoltarea țării, în ceea ce privește soluționarea problemelor grave de sistem. Am și văzut, n-au fost în stare să gestioneze această problemă legată de criza din educație. Ea a fost doar amânată și cosmetizată din punctul meu de vedere. Problemele grave de sistem vor rămâne în actualitatea de zi cu zi, din păcate. Și în acest context este necesar ca oamenii politici care au curaj să privească dincolo de lucrurile care se pară, să încerce să-și dea mâna pentru a construi o alternativă credibilă. O alternativă la PSD-PNL și, evident, o alternativă la zgomotul care se manifestă și este tot mai puternic simțit pe scena politică românească, reprezentat de forțe politice care mimează și vând iluzii. În acest context, PMP consideră că forțele politice de dreapta trebuie să se regăsească într-un singur proiect. Și am să vă explic de ce. Mulți spun, credeți că se poate, credeți că mai există vreo șansă
Jocurile sunt făcute, înțelegerile sunt mai mult decât evidente. Eu nu o să mă hazardez să vin cu scenarii nerealiste. Acum este momentul ca forțele politice de dreapta, forțele responsabile, au obligația să stea la aceeași masă, să găsească soluția cea mai bună pentru a-i convinge pe majoritatea cetățenilor români care nu-și doresc un președinte de stânga, nu-și doresc ca stânga în continuare să conducă, să iasă la vot. Domn președinte, am și o întrebare. USR a fost chiar la guvernare, iar mulți au criticat că de ce au ieșit de acolo de la guvernare cu PNL-ul și dumneavoastră. Cum credeți că se vom comporta într-o viitoare alianță cu dumneavoastră și cu celelalte partide? Pentru că comportamentul lor nu a fost unul tocmai ok, în primul rând partea de alegători, care mulți au și mers către alte partide. Și a doua întrebare, unde vă situați acum numărul de membri aproximativ și organizațiile? Pentru că USR-ul, iarăși, și de la ei se pleacă în foarte multe către foarte multe alte direcții. O să vă răspund cu a doua întrebare. Noi avem o infrastructură politică extrem de solidă și serioasă. Sigur că pe aici, pe acolo, mai sunt oameni care se supără, pleacă dimineața, se întorc seara, ca peste tot în politică. Și mai ales când ești în opoziție, puterea îi vânează. Vânează primarii, vânează consilierii buni, îi șantajează, îi favorizează pe unii care, evident, pleacă dintr-o parte în alta. Însă, pentru noi, ce este cel mai important este că, în proporție de 90%, partidul a rămas închegat. Și oamenii nu au plecat și, evident, că își doresc o perspectivă serioasă. Tocmai de aceea, noi nu ne aventurăm să spun, domnule, n-am intrat noi în 2020, dar acum suntem mult mai buni și vom intra singuri. Nu. Considerăm că este un moment în care trebuie să fim luciși și să acționăm cu foarte multă responsabilitate față de membrii noștri și față de aleșii noștri locali și, evident, pentru a putea pune umărul la o construcție serioasă. Legat de USR, eu vă spun că am fost împreună cu domnul secretar general acum o săptămână la congresul USR. Și am rămas plăcut surprins să constat că marea majoritate a liderilor USR, chiar dacă sunt noi, le plăcea lor să spună în politică, deja nu mai sunt noi, au învățat foarte mult și mi se par oameni extrem de pragmatici și aplicați pe soluții. Deși nu a fost atât de mediatizat, am înțeles că dumneavoastră, organizația PMP, ați sărit în ajutorul celor din Comuna Grecești? Da, o să răspund eu. Da, este foarte adevărat. În perioada 16-18 iunie, în județul nostru, și în nord și în sud, au fost foarte multe inundații care au făcut multe stricăciuni și da, n-a fost mediatizat acest lucru pentru că probabil colegii noștri și noi credem că, așa cum spunea Confucius, cred, modestia este fundația solidă a tuturor virtuților, așa că am fost modești, ne caracterizează modestia. Este vorba, da, de colegul meu, președintele organizației PMP Grecești, Ionuț Firoi, și de consilierul local din Grecești, Andrei Davițoiu, care este și secretarul general adjunct al partidului, care, într-adevăr, au pus umărul în mod direct în a repara un podeț. Practic, apele au luat podul care unea două localități din județul Grecești, respectiv Busulețul și Gheopanele. Podul a fost luat de ape și atunci era, practic, legătura între cele două localități nu se mai putea face. Și atunci colegii noștri, într-adevăr, au pus umărul și au făcut un podeț de traversat cu piciorul. Evident că nu puteau să facă nici cei mai mulți. Dar ei au fost principalii pioni care au avut ideea, bine, și cu materialele de pe la primărie, de la oameni, de la ei din curți, dar ei au pus umărul și sunt, să zic așa, eroii acelui reparării acelui podeț dintre Busulețul și Gheopanele.
Noi am felicitat, noi aici în cadrul restrâns i-am felicitat și suntem mândri de ei. Candidat la președinție, apare așa că undeva după cortină ceva, vreo figură, vreo siluetă în această alianță de care această alianță va avea candidați în toate localitățile din România, în toate consiliile județene, va avea o listă foarte bună și la parlamentare și la europarlamentare și, evident, obiectivul nostru este ca alianța de dreapta să intre în bătălia pentru alegerile prezidențiale cu perspectiva de a intra în turul 2. Nu există alt obiectiv. Și vom și reuși acest lucru pentru că v-am dat un exemplu în începutul conferinței mele de presă. Prototipul ăla, că e tânăr, e bătrân, e înalt, e secund, e... E membru PMP. E membru PMP, e membru... Decide, Renew. Om decide în forurile noastre politice și, evident, vom merge cea mai bună soluție în care vor crede toți colegii noștri, astfel încât să obținem rezultatul pe care ne dorim, a, pentru că... A devenit politician. Candidat. O fantă acolo, nu se vede. Păi, știți, nu... Candidat sau nu candidat? Asta e, la voastră vestiți sau nu? Nu. Celor? Nu cred. USR se știe, la, în acest moment, o are pe doamna Chiuveși acolo. Știți dumneavoastră? Am primit și noi informații. Am primit și noi informații la sursă. Mulțumim mult o dumneavoastră de votare. Se resprijină, de tot fiecare. Doar nu e o noutate ce vă spun acum. Și atunci și noi doamna Chiuveși. Și de asta vă întreb. Eu vă pot spune doar nu vreau să facem speculații, pentru că însăși doamna Chiuveși a spus că nu este interesat de asemenea candidatură. Și domnul Băsescu a zis că e domnul Solojan, că nu l-am gândat. Nu mai poate candida, că e deja deci, serios, dacă va fi dorința USR-ului, s-o susține, cum va fi o propunere, bă, în alianța asta? S-o susține pe doamna Chiuveși și păstrați alianța, bă? Deci, vreau să vă spun următorul lucru. Nu vreau să intrăm în speculații care nu își au acoperire în fapte, în momentul de față. Foarte important să spun. Dintr-un simplu motiv, pentru că dumneavoastră a afirmat cât se poate de clar și de limpede că are un mandat pe care trebuie să și-l ducă până în 2026 în fruntea parchetului european. E ce carte, nu ne prea citiți așa. Din acest punct de vedere, eu vă respect curiozitatea pe care o aveți, dar... Foarte importantă și da, nu te zice, nu dați un răspuns, că aici e chestia. Dacă Laura Codăța Chiuveși și va fi propunerea USR în alianța aceasta în care vă intrați, nu vă întreb dacă ați ținut afară, ci în interior, în acel moment rămâne valabilă alianța. Eu vă spun doar atât, că PMP pune umăr la o construcție de data care își dorește să câștige alegerile anul viitor, toate. Vă mulțumesc!